Doamnelor și domnilor, bun găsit la Time Alert! La început de vară, toți iubitorii de basket din Ploiești ies în stradă pentru a striga iubirea pentru sportul preferat, devenit între timp un mod de viață. Ce așteptări să avem de la un astfel de eveniment și cine participă o să aflăm astăzi de la invitatul meu, Ionuț Urzeală, manager asesoft junior. Bună ziua și bine ai venit! Bună, Andreea! Mulțumesc de invitație! Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, și iată că discutăm de data aceasta despre un eveniment frumos. Care este scopul acestui eveniment? Da, nu ne-am mai văzut de când am venit aici în studioul vostru cu Cupa câștigată de Assessor Junior anul, anul trecut în vara la Craiova, primul campionat național adus pentru ploiești la baby basket. Și acum să trecem de la ASSO Junior la practic ce ne doare pe noi. Așa cum ai spus foarte frumos în introducere, toți iubitorii de basket sunt invitați să iasă pe bulevard, să facă un lanț uman, și această invitație vine din partea tuturor celor care practică basket în mod organizat în ploiești. De ce spun asta? Pentru că inițiativa a venit din partea mea. M-am consultat în primă fază pe un grup de Facebook cu toți cei care fac basket în mod organizat, cu managerii celorlalte cluburi sportive, fie ele private, fie ele uh, de stat, și am decis împreună să ne strângem, să ne cunoaștem și să, să, să ne vadă lumea cât de mult suntem noi, cei care practicăm basketul în ploiești și care iubim acest sport. Lucruri care se, 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 se datorează mare parte și echipei CSOAS Soft, echipă etalona a orașului nostru, care știu foarte bine câte performanțe a adus pentru orașul nostru. Această acțiune, însă, nu aparține uh, clubului, uh, ci uh, practic unește toți iubitorii uh, de basket. Da, da, nu este o acțiune care să aibă o țintă anume să vizeze sensibilizarea neapărat a consilierilor locali să facă ceva în, în sensul echipei mari care, din păcate, în acest moment se află într-un impas financiar. Știm foarte bine cu toții asta de când Sebastian Ghiță și-a anunțat retragerea financiară. Practic echipa este, este în impas și nimeni nimeni nu, nu vrea să sau nu, nu, nu se auto să spun, se auto. să aibă o inițiativă din, din propriul simț civic în acest sens. Noi, cei care, practic, punem bazele acestui lanț uman, cluburile de basket din ploie și aș vrea să le mulțumesc tuturor și să-i și amintesc. Sorina Lambrino, care are clubul de basket Solaris, Sebastian Nicolov, care are clubul de basket Sevlar. Sorin Harman, care are de, clubul de basket Shooters. Flavius Stace, care are clubul de basket Tipac. Loredana Munteanu, care activează la CSS Ploiești. Și sper că n-am uitat pe nimeni. Toți aceștia uh, fac basket cu sute de copii. Cum au primit ei inițiativa ta? În primă fază ei s-au gândit și au asimilat-o. Sunt fer convins că toată lumea o face, că eu ca suporter înfocat al echipei CSO Asesoft și ca manager al Asesoft Junior vreau să am o țint în sensul acesta, scuze, pentru a face ceva în plus pentru echipa mare, care, așa cum am spus și mai devreme, este într-un impas financiar. Este și aceasta o, o direcție, dar în același timp sunt și alte ținte pe care le vizăm cu acest, cu acest manifest care nu, este, nu va fi unul senzațional, nu vom mărșălui, nu va veni nimeni să țipe, să urle, să, să fie cu o portavoce chiar dacă noi toți cu imaginea noastră pe care vrem să o creăm împreună, uniți ca un cum, vrem să, să fim o portavoce a basketului Aici, pe plan local față de cei care ar trebui să ne susțină. Pentru că pe plan național, când jucăm basket, chiar o facem bine și suntem, suntem buni și la fete, și la băieți, la nivel juvenil, chiar, chiar ne facem treaba cum trebuie. Cred că este și o lecție extrem de importantă pentru copii, pentru că vor, vor vedea că trebuie să lupți pentru a te face văzut și auzit. Da. Sper ca părinții să înțeleagă foarte bine acest mesaj al nostru și să le transmită copiilor. Noi o facem la antrenamente în momentul în care îi invităm la, la acest eveniment. Și sper să fie o bucurie a tuturor în momentul în care se vor vedea cât de mult sunt. Pentru că dacă vor veni așa cum ne-au promis. Nu am obligat pe nimeni și a fost o invitație deschisă, fără niciun fel de angajament, fără nicio promisiune. Simplu fapt că ne vom vedea acolo, ne vom ține de mână și vom face acest lanț. Dacă acest lanț uman va ajunge de la Gara de Sud până la, până la primul rond, unde este restaurantul. Nu, până la primul rond, unde este un restaurant vom pleca acasă mulțumiți că, că, ăștia suntem și ăștia luptăm pentru basket, dar dacă el va ajunge, nu știu, până în centru sau până la Caraiman, atunci cred că bucuria va fi mare și pentru noi, cei care am inițiat acest, acest demers, dar și pentru cei care vor veni și vor da seama că au cu cine să joace basket. Toți, practic, iubind sportul acesta, și, și jucând Au cu cine să, să intre în competiție Suntem mulți și va trebui să ne vedem sâmbătă cu toții Cum crezi că vor, veți fi priviți? Vor înțelege ploiștenii mesajul vostru? Nu știu, asta e ultimul lucru la care mă gândesc Mă gândesc doar la faptul că Ar trebui să, să se sensibilizeze lumea în, pur, în, pur în stil civic Atât. Ei sunt oamenii care au sute de copii și care fac basket, nu numai basket, fac sport, nu numai sport în sala de, de antrenament. Creează o disciplină și o educație copiilor care pe care ne vom baza la, la bătrâneți. De fiecare dată așa trebuie să vedem lucrurile. Sper ca ploieștenii să ne susțină și, și să se alăture nou din simpli trecători și să, să facem cu toții. O manifestare frumoasă. Acum rămâne de văzut. Vi se vor putea alătura oamenii în lanțul lor? Sigur, 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 sigur. Da, o să fim deschiși să ne ținem de mână cu toată lumea care înțelege povestea noastră. E o poveste frumoasă. De ce ați ales acest moment, lăsând la o parte problemele softului? De ce vreți să transmiteți acest mesaj acum? Mi-ai tot spus de câteva ori în cadrul acestei emisiuni că vrei ca lumea să vadă cât de mulți sunteți. Nu este basketul un sport apreciat în Ploiești, respectiv în Prahova? Nu pot să spun că nu este. Văzând câți, câți copii vin la basket, este un sport pe care părinții îl apreciază dacă ca manager mă junior vă spun dacă aș avea unde să fac într-o lună de zile aș dubla numărul copiilor cu care facem noi basket în momentul de față suntem undeva plafonați din lipsa spațiului unde, unde facem basket și în aceeași, în aceeași situație sunt toate celelalte cluburi cu care noi suntem adversari pe teren dar prieteni în afara lui ce să spun, este apreciat și mare parte se datorează echipei mari, pentru că au văzut jucători adevărați acolo, au avut modele, copiii de unde să se inspire, vor să devină unul dintre cei pe care i-au văzut, au plecat de la Asesoft, îi urmăresc în continuare prin Europa, eu știu am în echipa mea de U13 câțiva băieți care îl urmăresc pe, pe Dee Brown, care a jucat cu noi și ne-a ajutat în, în campania europeană. În continuare, chiar dacă el a plecat în, în această primăvară de la echipa mare Lucru care mă, buc, mă fac să mă simt bine și mă bucură. Fără să aruncăm vina pe cineva, fără să discutăm de reprezentanții municipalității De ce crezi totuși că sportul nu este atât de iubit de conducătorii noștri și ei nu aleg să investească în sport, ci în viitorul copiilor noștri? Da nu știu cum să, nu, niciodată n-am -am politizat, chiar dacă mi-a fost ca manager de, la SSO junior, mi-a fost destul de greu de multe ori, să intru pe o bază sportivă uh, a unui liceu, aflat în Paragină, unde nimeni nu făcea nimic, uh, și nimeni nu ne sprijinea să, să, îi dăm, să îi dăm viața acelei baze sportive. Ca, ca acest exemplu sunt multe exemple și sunt fer convins că și în celelalte discipline se întâmplă asta. Nu știu de ce se, 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 se întâmplă asta și ar trebui să fie un, un semnal de alarmă pentru toată lumea. Pentru că sportul înseamnă sănătate, înseamnă disciplină, înseamnă educație într-un fel sau altul. În funcție de cum... Sfințește antrenorul locul. Din sport, pe lângă faptul că vom avea niște copii care se vor dezvolta sănătos, vom avea niște caractere pe care trebuie să ne bazăm în viitor. Poate ăsta este motivul că nimeni nu trăiește în viitor și totul se trăiește în prezent. Ce facem acum, ce facem mâine, trebuie să ne gândim. Ce facem peste 20 de ani când cei mici practic trebuie să, să ne susțină bătrânețile? Dacă vor fi în stare, dacă vor fi sănătoși să facă asta, dacă vor fi educați să stea, să rămână aici în orașul nostru și, și nu își vor transmite calitățile către alte state. Poate că de-aia nu se întâmplă asta. În plus, acești copii pot pleca de la echipele locale și pot ajunge la cluburi mari, fie din țară, fie din străinătate, pot obține performanțe extraordinare și atunci ne vom mândri cu toții. Sigur că dar, sunt fer convins că fiecare antrenor are, are visul lui ca unul din, măcar unul din copiii lui să ajungă să-i poarte, uh, nu știu cum să spun, emblema și să se simte el mândru că va ajunge în într-un campionat național, poate, sau poate peste hotare. Da, acum vorbim despre sportul de performanță. Este, este un sentiment foarte plăcut ca tu, ca antrenor, să te gândești pe viitor. Iar și aici simt că există, există bătălii pe, pe, plan scurt, pe timp, pe, pe o perioadă scurtă. Dar sperăm ca nu știu. Pe viitor, vizez și, și reactivarea uh, Asociației Județene de Basket, și uh, împreună să încercăm să, să, să schimbăm un pic aceste percepții. În momentul pe acesta, acesta, uh, această asociație nu mai funcționează? Are o activitate foarte redusă, și am putea să organizăm în cadrul acestei asociații competiții pe plan local, care ne-ar ajuta foarte mult. Noi, ca SESO Junior, ne susținem activitatea competițională la grupele de baby și mini basket în timpul anului, participând în campionatul municipal din București. Vă dați seama, sunt costuri care se transmit clar către părinți, costuri de deplasare, ore întregi pierdute pe, pe deplasare la, la București și o facem în fiecare weekend. Clar, ne-ar avantaja foarte mult să jucăm aici, în orașul nostru, cu o organizare din partea acestei asociații. Dar, ce să spun, omul simțește locul și trebuie să vină cineva cu inițiativă. Așa cum spuneam și în cadrul Consiliului Local și în cadrul cluburilor. De stat, fac o paralelă aici, la Clubul Sportiv Municipal nu există o secție de basket. Sunt fer convins că și alte sporturi își doresc o secție de basket finanțată în, în, din, din bani publici, dar nu vreau să fiu înțeles greșit. Este loc pentru oricine, dacă există oameni care să facă acest lucru. Voi însă soft sunteți o adevărată familie și vă spun asta pentru că i-am văzut pe juniori aplaudându-i și fiind alături de campioni, inclusiv atunci când și-au prezentat Cupa de, de Campioni, cucerită la finalul acestui sezon. Și am văzut cu câtă admirație îi privesc pe, pe, cei de la echipa mare. Da, mi s-a făcut pielea găină pentru că știu la ce eveniment faci referire. M-am bucurat teribil de mult pentru că emulația pe care am pornit acest proiect asesor Junior s-a concretizat. Acum, când am venit cu, cu Cupa de la Târgu Mureș copiii au venit și și-au aplaudat și s-au bucurat și s-au pozat și au luat autografe de la, de la campionii cei mari. Da, este un, un minus care mă va durea foarte mult. Numai pe mine să convins că toți ceilalți care veneau la meciurile echipei mari, dacă echipa mare nu se va înscrie în campionatul național, nu o să mai avem unde să mai mergem cu copiii, să, să și ia modelele, să vadă că el vrea să joace point guard sau vrea să ajungă pivot sub panou. Și e un lucru care trebuie să-l suplimim în ceva. Nu știu, să mă, mă, o să trebuiască să inventez lucruri. O să mergem la, probabil la București, unde se va juca, vor fi două echipe în Liga Națională și Dinamo și Steaua. Dar nu o să putem să-i susținem cum făceam pe echipa ploieșteană noastră. O să mergem doar să ne uităm la basket. O să, nu știu, mă gândesc să facem sesiuni de... În loc să mergem la cinema, cum o facem în fiecare an, să mergem să vedem niște meciuri de, de, de basket, din NBA, din... Nu știu, va fi greu. Sau chiar meciuri de alea sesoft pentru că a avut o, da, o mulțime meciuri, de meciuri meciuri importante. de la sesoft să ne aducem aminte de lucruri frumoase. Meciul cu Valencia, da. de exemplu, ar fi o amintire plăcută Meciul cu Valencia este, poate să fie trecut în, în, în fiecare an în programul de antrenament, trebuie să-l vezi Anul trecut, pe vremea aceasta, când discutam despre campioni, discutam chiar despre micuții de la Soft Junior Când ne-am putea aștepta la o astfel de performanță? Noi ne pregătim acum pentru campionatele de la Mangalia, nu avem ca țintă niciun trofeu anul acesta. Vizăm ca generația de 2007 să, să aducă iarăși un trofeu pentru ploiești pentru că structura clubului nostru este făcută în așa fel încât îi luăm de la zero, cum i-am luat pe cei de 2004, de la șapte ani și de-abia în al treilea an competițional să, să performeze. Sperăm ca cei de 2004, cei care anul trecut au adus titlul pentru Ploiești la anul, când va fi an terminat la mini basket să intre în, primii trei, asta este obiectivul nostru și îmi doresc din tot sufletul ca celelalte echipe ale Ploieștiului să se bată și ele la, la, trofee. Pentru că, vă spuneam, nu e o concurență decât pe teren, în rest suntem prieteni, puțin părinții în, în tribună sunt un pic mai efervescenți, dar ne, ne bucurăm că și celelalte cluburi, ca și noi, muncim și se văd rezultatele pentru că ne batem de la egal la egal cu ei. Anul trecut am avut o echipă bună, la 2004, sperăm să, să o menținem și pentru anul viitor de mini și să, să intrăm în primele trei. La Baby Basket vizăm cu, cu, cu generația de 2007 din nou să. să să aducem titlul la ploiești. Unde este mult vezi? mai greu, scuze, este mult mai greu, făceam, fac o referență acum, este mult mai greu să iei campionatul din an în an pentru că înseamnă că trebuie să iei fiecare an în generație. Este mult mai greu ca la Divizia A, să spun așa, pentru că la Divizia A ți aduceai 4-5 jucători străini și ei făceau treaba cu jucătorii români consacrați la baby basket trebuie de fiecare dată să vii cu copii din spate, să iei de la zero. Noi, cum ne-am făcut astăzi soft junior, avem din trei în trei generații, vizăm campionatul. În rest, facem sport de masă și dacă este cazul să performeze vreunul dintre cei micuți care nu sunt în aceste grupe, clar, avem grijă de el să-l ducem unde trebuie. Ultima întrebare am pentru tine. Unde vezi basketul în peste 5 ani? E greu de răspuns. Nu știu, îmi doresc să existe echipă la nivel național și de băieți și de fete. Îmi doresc să, să cineva să, să mai facă, nu știu, câteva săli de, de basket, pentru că uh, există acest, această nevoie. Există o sală privată lângă magazinul din vest, este o sală privată. Este un magazin mare, un supermarket, în lângă podul alt, și lângă el este o sală privată care este plină. Este în fiind, uh, și, a, și a deschis porțile undeva la sfârșitul anului trecut. Este plină, 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 cu tot felul de activități: volei, handbal, fotbal de sală, tenis, de picior. E, ca și această sală să fie convins că și altele așa au locul în ploie și e nevoie de acest lucru. Îmi doresc din tot sufletul să avem unde să facem basket și să avem, uh, ce să zic, Echipe la, la toate disciplinele, echipe de performanță, că practic acolo se vede, se vede rodul muncii tuturor antrenorilor la nivel juvenil. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Sâmbătă vom fi și noi alături de voi. Vă așteptăm, cu toți, vă așteptăm pe toți sâmbătă la ora 10. Începem înlănțuirea tuturor iubitorilor de basket. Ne ținem de mână începând de la gara de sud, ușor o luăm pe bulevard înspre centru. Sperăm să ajungem până la Blejoi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Rămâneți cu Play TV. La revedere!